Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Hey, a început și Vlogmas 3. E 2 decembrie azi. A început Vlogmas 3, dar e 2 decembrie. Da, știți că le filmez cu o zi înainte. E târzior deja. S-a făcut un 3.27, sper că vedeți ceva acolo. Și eu acum vreau să ies în vreo jumătate de oră cu Paula. O să ies cu ea, nici nu știu cu ce mă îmbrac exact. Afară e întuneric și mereu de tot. Chiar dacă vezi voi foarte... Așa e pentru că am eu lumina foarte ridicată, că nu e foarte lumină. Nu e foarte luminos. Și da, vreau să ies cu ea, însă cred că va veni ea prima oară la mine, pentru că vreau să termin vlogmasul 2, că nu e terminat, nici măcar nu e uploadat pe YouTube. Adică, ce îmi vreau să uploadat pe YouTube, el nu e terminat de editat. Astfel încă da. Dar le-am oricum importate toate fișierele, și pe hard și pe Final Cut. Deci o să mă apuc să-l editez în curând. Și da... N-am rezolvat nici cu decorațiunile. Va trebui să fac și chestia asta, să încep să schimb sau măcar să scot decorațiunile de toamnă. Nu cred că mi le-am arătat până acum, dar ca idee am astea puse pe geam. Am acolo tot felul de dobleci, dar nu prea vedeți că m-am zis că e lumina foarte rea aici. Și da, însă trebuie neapărat să fac și asta, parcă mâncam trebuie rămâna. Și trebuie să fac și asta. Și da, abia aștept să vină comanda, că nu mai am... prin comandă mă refer la comanda pe Shane. Am pe Shane o comandă și o să vină și niște luminițe așa de Crăciun și abia aștept să vină. Și da, până mai vine Paula, până încoa, o să editez ăsta și vlogul, vlogmasul 2, sunt cap în nori, și îl termin să-l aplaudez, să fie totul gata, să fac un thumbnail și să fie totul gata, așa că ne auzim puțin mai încolo cu această încheiere foarte, cu această deschidere a vlogului foarte, foarte, foarte rapidă, așa că ne auzim un pic mai încolo. Și acum, poate unul dintre cele mai grele lucruri, este să mă decid cu ce să mă îmbrac. Chiar nu știu cu ce să mă îmbrac. Între toate minunile astea, eu nu știu cu ce să mă îmbrac. Este foarte bine. Cred că m-am decis și cu ce mă îmbrac. O să am blugii ăștia, negri, simpli. Deci n-au nimic special. Bluza la fel, e albastră, simplă, de la H&M bluza. Și sunt niște blugi no-name. Presut am un tricou de North Face, însă nu puteți voi vedea. Și da, cam așa sunt. Cred că în picioare să-mi iau blazerii. Am niște blazerii albaștri cu bifai albastră. Și cam atât, în afară e tot urât. De fapt, voi nu vedeți. Ia să vă fac un pic să vedeți. Ia. Cam așa e afară. Deși cam ceva de genul ăsta e afară. Și înăuntru, ca să mă vedeți, trebuie să dau foarte mult lumină, astfel încât ne vedem cu purici. E super bine. Cam așa arăt. Nu știu exact ce geacă îmi iau, însă cam așa pe azi. Cu un pic de albastru, așa. Cam de mult am vrut să port un pic bluza asta, așa, păi tot n-am portat, așa, păi, așa, așa, păi, așa. Ca să ne vedem și așa. Și gata. Am terminat și cu editarea. Da, și între timp m-a anunțat Paula că ajunge chiar acum. Deci vreau să vă zic că am terminat video de editat, am pus totul, mi-a adăugat și ceva text că era nevoie într-o parte, iar acum se unesc toate părțile. V-am mai zis de 100 de ori asta, porțiunea asta de sharing, e 9% până acum, o să aibă 10 minute și 46 de secunde și 45 de milisecunde.
și e bine că e gata. De ce s-a... ok. Mă gândeam că de ce s-a blocat la 9, dar văd că s-a făcut 10. Și e bine. Nu e foarte interesant, dar sper că măcar să vedeți ceva din produsele mele astea de la Bath & Body Works. Cam am adunat câteva lumânări pe parcursul unui an de colecționare, să zic. Și da, văd că se face, s-a făcut deja un 3 și 56. Și da, după care vreau să-l mai aplaudez și să stau liniștit că va intra de seară. E bine, deja asta huruie un pic, dar e bine, vine și Paula acum și o să fie totul bine. Așa că ne auzim mai încolo. A ajuns și cineva la mine, această nebună. Și o să ieși mie imediat afară. Eu mă văd foarte roșu, dar nu știu ce, că nu sunt chiar atât roșu, dar nu mai pot cu lumina asta, deci este o lumină oribilă. Dar mai stă ea până mi se termină mie asta și o să fie bine. Deja vedeți ce huruie, nu se pune nici focusul, e bine. Suntem bine. M-am întors acasă și gata. Eu sper că v-a plăcut și acest vlog, chiar dacă n-a fost atât de interesant, însă măcar am mai ieșit un pic cu Paula, ne-am văzut și voi pe Paula, că n-ați văzut deloc un vlog măsul ăsta și da, sper totuși că v-a plăcut și acest vlog, fiind de la așa mai de acasă, mai de afară, mai cu editare, mai cu tot ce trebuie. Noi ne auzim mâine așadar cu vlog măs 4, sper că n-am greșit, și da.